adevăr ce a fost convocată ședința ordinară. Prin discuția 249 a fost suplimentată ordinea de zi cu un proiect de hotărâre. La această ședință lipsesc domnul consilier Clemente Marian, domnul Zărnescu Vasile și domnul Oprean Florin. Ședința este legal constituită, rog doamnele și domnii consilieri care au interes personal în problemele supuse de dezbatere să se abțină de la adoptare și de la deliberare. Doamna președinte. Cu permisul dumneavoastră, dau citire ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local cu legiul din 22 a 11 a 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor pentru anul 2022, inițiată prin al domnului Dumnezeu. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Hilegiu pentru anul 2022. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Hilegiu în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, inițiator primarul Comunei Hilegiu. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului și servituții de trecere pe teritoriul Comunei Hilegiu a autovehiculelor necesare implementării și funcționării centralei electrice Eulienie Onești de 85 MW. Diverse. Supun spre aprobarea ordinea de zi. Cine este pentru? Vă mulțumesc. La punctul 1 avem aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare al Consiliului Local din data de 22.11.2022. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Hilegiu pentru anul 2022. Aici avem două aspecte. Unu, o adresă de la Direcția Finanțelor Publice, prin care ne alocă 126.000 de lei din TVA pentru finanțarea cheltuielilor de centralizare, cu destinație 15.000 pentru finanțarea drepturilor asistenților personal și 111.000 pentru burse. Iar al doilea aspect legat de rectificarea privind ajutoare de încălzire pentru un număr de 945 beneficiari a rezultat o sumă de 1052.000 lei, sumă ce necesită rectificată. La venit va merge pe subvenții pentru acordarea ajutoarelor de încălzire, iar la cheltuieli pe ajutoare sociale numerare. Și asta e tot. Discuții pe acest proiect? Da, da, am trecut mai. Adică fiecare sumă are destinație precisă. Dacă nu sunt discuții, supunem spre aprobare. Cine este pentru? Vă mulțumesc, abținerea. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor pentru anul 2023. Da, aici, la fel, e vorba de tabloul impozitelor care a fost aprobat prin indexarea cu 5,1%. Tot ce a fost sumă fixă, iar ca suplimentar e vorba de coeficienții care se aplică pentru calculul impozitelor pe clădiri, care se mențin la nivelul anului trecut. Nu e nicio modificare în afară de indexarea cu 5,1%, care de fapt a fost aprobată într-o ședință din mai. Sunt discuții la acest proiect? Înțeleg că urmează să le aprobăm din nou aceste taxe și impozite în condițiile în care nu s-a aprobat sau se vorbește de o nouă formulă de calcul a taxelor și impozitelor care încă nu a fost elaborată prin normele metodologice. Da. Da. Cine știe că vor face o altă? Au fost abonate, au fost abonate undeva. Vedem să cază după de ianuarie și atunci să cază după legea actuală. Adică dacă cineva a venit imediat, când ia mai rog, ce fac și vârste, nu se vă face. Da. Vă mulțumim. Nu se cunoaște că de-aia.
Trebuia să fie ușurit, deci, da? Punem spre aprobare. Cine este pentru? Abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului și servicii de trecere pe teritoriul Comunei Helegiu a autovehicolelor necesare implementării și funcționării centralei eoliene. Haideți să vă spun eu aici. Practic am aprobat o altă hotărâre de trecere pe drumurile comunale, pe drumurile, pe drumurile de acces, la Ruci, pe Iu, n-avem de cum să adaptăm pe picăr topul de spre două drumuri. Și ar fi fost costul suplimentar din partea noastră și nici timpul necesar minim dacă ar fi trebuit să rămână în forma aceea. Deci, efectiv, le acordăm doar accesul, fără să spunem pe ce drumuri și servitutea de trecere suterană și supraterană pentru cablu și, și atunci ar fi trebuit să modificăm conținutul hotărârii, dar titlul rămânea același. Și atunci am preferat să revocăm hotărârea asta și să dăm un nou hotărâre. Deci, hotărârea trebuie să dăm hotărârea în forma actuală. Sunt discuții pe acest proiect? Îl punem spre aprobare atunci. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, sunt, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Helegiu în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Deci este un vot referitor la aprobarea scrisorii de așteptări referitoare la performanțele așteptate de la Consiliul de Administrație, directorul general și directorul economic din cadrul operatorului regional CRAU. Pentru cât suntem membrii fondatorii atitului, trebuie să avem și noi un reprezentant care să voteze în cadrul avisului acestui proiect. Eu acum cât o lucram, pe dat un proiect european destul de mare, nu știu să mă intermiteze. Noi fiind membri, nu știu și noi am dat întrebați, dar clar, părerea noastră cum ești foarte puțin. Să rețin să vă rog. Da, am o nelămurire sau două. Scrisoarea aia de indicator, așteptări, aia s-a fost... Aia a fost rezolvat, am văzut, în noiembrie. Au fost, acum se votează, doar se votează. În noiembrie am văzut o adresă că au primit ei scrisorile de așteptare. Din cine ați atașat la material? Acum doar să ia, probabil, de ce comisia care a deliberat. Ceea ce nu înțeleg eu spune, în adresa de la AGA spune reprezentantul UAT, care este primarul, în paranteză, un reprezentant al primarului, delegat prin dispoziție. Noi stabilim un... reprezentant al Consiliului Local. Primarul nu este reprezentant al Consiliului Local. Face propuneri pentru... Nu, dar NAGA spune primarul sau reprezentantul primarului. În adresa de la AGA. Adică este nevoie de hotărârea noastră? Da, este nevoie, da. Atunci spune reprezentant al UAT. Adică să nu, mai, să nu mai revocăm. Nu credeți că să împuternicim pe cineva? Să despre așa și scrie. Că primarul e reprezentantul UAT, doar Consiliul Local. Consiliul Local doar trebuie să mandateze primarul. Nu, să reprezinte. Față cele mai înțelepte mai sus, se mandatează ca reprezentant din partea Consiliului Local. Asta spun că nu... Aici nu trebuie la Consiliul Local, din partea deci, UAT. Deci, asta vreau să spun. Ori punem reprezentant al Consiliului Local și este un consilier, ori este reprezentant al UAT și este primarul. Nu a fost un... Consiliul Local. Da, da. Prin scrisoarea pe care ne-a dat ei nouă la școlă, îmi cer primarul sau reprezentantul primarului. Și asta se dă prin dispoziție, în adresa în care ne-a ar fi ciudat primarul să se mandateze pe el. Nu. Îl facem reprezentant al UAT. Adică schimb denumirea... Trebuie scos Consiliul Local, nici pe dacă UAT. Da, am înțeles. Adică ori una, ori alta. Reprezentantul Comunei Helegiu. Sau dacă spuneți ca și consiliul local mandatează primarul reprezentantul UAT. Da. Modific consiliul. Asta e ideea și era... Da, e pe fine. Acum, când aș fi la decizia, deci se remediază și putem să dăm aprobare, da? Cine este pentru? Abține, vă mulțumesc.
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numerarului burselor școlare pentru elevii înscriși în unitățile de învățământ pe universitate din Comuna Hereciu, județul Bacău. Da, aici, după cum știți, la solicitarea școlii avem o 100 de copii, nu? Care vor primi... Da, dacă puteți de la cum trebuie să reprezentați exact așa și mai bine. 27 burse de merit, 26 de studii, 128 sociale. Cuantumul lor 200 de lei burse sociale, 200 de merit și 150 burse de studii. Din câți? Din câți? Adică cât la sută primesc burse din tot așa? Nu, asta este lista eligibilă. Eligibil pentru a primi burse. Sunt încadrați la o categorie. Foarte bine. Da. Eu sunt pentru susținerea grupului. Au fost câteva dosare deschise, nu multe, lipsă documente și neîncadrarea în suma respectivă la bursele de ajutor social. Noi de asta am primit banii. Da. Bursele de merit e vorba despre media 9-50-10. Acolo se încadrează acești copii. Deci ar putea să costă 50 de lei. Pe aia e o problemă cu cei care... 200 de lei merit, 150 de lei, bursa de studiu. Ai de studiu. La bursa de studiu intră și media, intră și venitul de părinței. Ah, ok, ok. De excelență sau ai cu 500 de lei nu avem. Ce înseamnă excelență? Nu avem, este cu cei mai. Da, cei care au participat la concursuri naționale, cu premii. Domnul acolo, la sfârșitul anului, pentru că nu are o evidență pe anul în curs. Da. Clar, după februarie, martie, poate nu avea și rezultatele din burse de performanță. La sfârșitul anului, cei care au medii de 10, de exemplu, putem acordăm. Dar aici, cu aportul Consiliului Local, cu bugetul viitor, și la propunerea dumneavoastră, la propunerea școlii, bineînțeles, că este cel mai bine. Dacă mai avem cazul, cum a fost cazul tânărului din Răzugești, care a fost premiat, am trecut pentru sănătate foarte bune la sport, deschideți și nu am eu chiar toate informațiile, sunt convins și dumneavoastră, aveți o parte din informații, dacă ajung la noi, găsim soluții financiare, chiar dacă este un an așa mai greu, a fost un an, și cel care veniți pe lucrurile la fel, dar vom găsi soluții. Până la urmă, în problema noastră. Mai sunt discuții pe acest proiect? Punem spre aprobare. Cine este pentru? Abține? Înseamnă? Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct, diverse. Cine se înscrie la plan? Doamna Eu stau în sesiune, Da, fac o propunere către consilieri și către executivi, dar pentru către dumneavoastră. Am spus-o și la ședința trecută. Cred că fiecare dintre dumneavoastră puteți identifica niște persoane care nu se încadrează în acele criterii care primesc ajutoare sociale. V-aș propune să veniți către autorități, către executiv cu propunere pe listă 1, 2, 3, 5, cei care nu realizează niciun venit și care nu primesc niciun ajutor social. Eu vreau să fac două propuneri în sensul ăsta, pe care le știu și chiar sunt foarte amărâți. E vorba de... cum zice, Trebulescu, pe rămâne ce? Ungureanu. Ungureanu. Da. Bănuț și Bănuț, vecinul tău. Da. Care nu realizează niciun venit. Viorel. Nu Viorel, și Viorel are ca primar ceva, celălalt. Celălalt. Nu mai are, că nu mai are copii. Și Viorel i-a mărât, dar el se mai ducea la stână. Dar are un frate foarte bătrân, mai bătrân ca el. Nu știu. Care nu iese și care... Și cum stă? Cu cum merge. Și poate mai stă și în partea de jos, dar eu nu știu. Adică... care nu realizează niciun lucru. Nu am alizat. Care?
Domnul Stoica, puțin mai tare ca să vă auzim. Nu, nu, vă dau acolo. Care este față față puterică? Se consumă. Nu, puteți veni cu propuneri. Asta este ideea. Dacă vă rămâne în mine... Spireți pe cu. Ce nu plac maricică? Noi te-am întrebat. Alo? Nu, nu, bă, maricică nu. E bună de muncă, n-are... Păi n-are peste goală? Nu, 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 Eu pe care i-am spus clar nu au, adică bănuți și... Bănuți aia sunt așa, are dreptul să iau așa doar. Nu vrea bucita nici ori de spus, are ajutor social, are dreptul la parte de după și nu doar. Nu vrea celălalt pe lucru ce ai spus altfel, nu știu, și mi-a citat. Așa, Melissa, dar ce fel de spus au ajutor social, au început? Păi, vorba de această dovleac. Dovleac care... Zice și vor fi părătoasă. Nu, supre care alocație complementară și ea de la alocație, iau și ce cu alocație complementară, nu? Aia cu copiii doi? Aia cu copiii doi? Da. Poate da, puși pentru lemne. Poate puși pentru lemne. Da. Dacă nu mai sunt discuții, mai să mai scrie cineva? Nu mai sunt. Sunt eu, nu să. Atunci vă urăm sărbători fericite cu bucurie. Să ne-am dat și de clasă din sanctuță.